Salutare tuturor, eu sunt doctorul Rânca Ciovean și astăzi vom face o operație de scolioză. Am mai să înregistrez joculițele acestea pentru că mi-a lăsat cineva un comentariu acum câteva episoade și am zis, bă, da, e o idee bună, așa că hai să readucem seria. Astăzi vom face scoliosis surgery, după cum bine vedeți, și vom da play. Hai să vedem cu ambulanța și uitați să apăsați și butonul de like dacă vă plac aceste joculețe, să mai facem. Deci, aceasta este fetița, dacă nu știți ce este aceea scolioză, cum vine coloana vertebrală, se mă sună, da, e coloana vertebrală puțin strâmbă și normal trebuie să fie, na, mai dreaptă. Hai să vedem, operate, this game contains graphic of surgery, ok, chestii scârboase, ea e Lisa, she is a patient with scolioză, și o doare spatele, sau ce naiba să scrie acolo, și trebuie să o operăm imediat. Pare destul de fericită, având în vedere că îi vom îndrepta coloana vertebrală și îi vom despica spatele, dar hai să vedem. Ok, eu sunt doctorul, hai să îi facem un X-ray, nu la braț, nu la inimă, ci la aceasta. Ok, minunată treabă, doctore, trebuie să folosim butoanele ca să punem X-ul unde trebuie. Na, X-ul marchează locul. Hai să vedem un X-ray. Aolo, mamă. Vedeți, asta e coloana vertebrală și nu cred că ar trebui să fie așa șerpuită. Bună treabă, aceasta, ok, imaginea asta e cu coloana vertebrală și e clar că este într-o formă nu foarte bună. Ok, trebuie să mutăm pacientul în sala de operații. Ar trebui să fie una dintre aceste trei, adică aici. Ok, și aici începe șmecheria. Acum trebuie să îi injectăm ceva, niște anestezic. Hai să alegem seringa aici, nu vrem să-i băgăm adrenalină în vene. Select the anesthetic bottle, asta. Whoop! Trage! Aha, mă băgă veninul. Perform the injection. Nu știu, dacă aș fi eu doctor, n-aș putea să fac chestii de genul ăsta. Injecții. Mi-e așa scârbos, mi-e scârb, așa, nu știu. We must wait for sec, trebuie să așteptăm ca să-și facă efectul. Ok, ok, gata. Și acum, now we must sterilize the patient's back, spatele, da? Please select the tongs. Hai să vedem. Ok, cotton. Băgăm, îi punem, trebuie să... Cine a venit să o udați? Îi punem niște ciocolată pe spate. Așa. Pick up the marker from the table. Îi facem așa, o desenăm puțin pe spate, îi facem o stradă pe spate. Now we're ready to make the first incision. Incision. Please select the scalp. Oh my god, băieți. Intrăm, sunteți gata? Hai să tăiem ușor. Pe liniuță. Whoop! Perfect. Opa, deja începe să sângereze. Treaba nu e foarte bună. Hai să vedem ăstea. Îi deschidem spatele acum. Vă dați seama, adică dacă în joc pare așa puțin scârbos, dar în viața reală, mamă cât de scârboasă trebuie să fie chestia asta. Select the drill. Oh my god. Ok, băgăm bormașina în domnișoara. Holy shit, având în vedere că-i faci, că-i găurești spatele. Bine, e doar un os, dar... Vă dați seama, dar dacă fac o gaură greșită, fac în altă parte. Îi găurim doar coloana vertebrală, în regulă. Pick up the roads, unde... așa. Ok, asta oare doare? Mă, i-a mutat doar coloana vertebrală, nu e nimic în neregulă. Bă, treabă bună, acum alege screws, screwdriver. From the table. Șuruburile. N-aveam ce să înșurubez oricum. Hai băgăm niște șuruburi pe spate, o facem Robocop. Opa. We must use the screwdriver. Așa, acum. Așa. Cine mă, am crezut că e screwdriver. Poate moare asta cu noi, o lăsăm cu spatele. Despicat. Dar oare nu te-ar incomoda dacă ai avea asta pe spate? Nu știu, ar fi puțin cam ciudat. Uite, acum e dreaptă. Ui, dreaptă, dreaptă, dreaptă. Nu știu, mi-e așa. Cred că înțelegi la ce mă refer. Pick up the clamps. Select the tongs. Poate o bucățică de acolo. Am scos un dinte.
Pick up the interbody fusion cage from the table. Asta și punem noi altceva. Oh my god. Holy moly. We need to adjust the roads, doctor. Please select the medical wrench. Oh my god, băgăm în ea aici. Tare, tare de tot. Nu foarte tare, că poate îi să rupe coloana. Oh my god. Trebuie să o coasem la loc. Select the needle. Așa, și niște ață. Whoop. Ok. You've done a fabulous job, doctor. I'm sure the patient will recover in no time. Pare destul de fericită domnișoara, acum că are niște metal pe spate. Este interesant cum a evoluat așa medicina. Nu, poți să-i pui cu chestii de asta pe spate? Bine, probabil nu e tehnologie de ultimă generație, dar totuși. M-aș simți ciudat să știu că am așa ceva de fier pe spate. Awar n-am. Ok, am făcut operația asta cu succes, 15.000 de puncte. Puteam să facem și mai repede, dar nu vreau să mă grăbesc pentru episod. Dacă mai aveți voi și alte operații sau joculețe de genul care ați vrea să le joc, puteți lăsa sugestii în comentarii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!